Astăzi copiii au recital și la pian și mi-am propus să filmez azi un vlog și n-am reușit deloc. Este aproape timpul să plecăm și mergem toți pentru că este primul recital al lui Zion. Noi am început pian cu Zion, cred că de 6 luni, cred că, poate nici atâta. Am tot ezitat să facem pian cu el pentru că el nu e tipul de copil care să se concentreze prea mult. Dar într-un final l-am dat și pe el la pian, am schimbat și profesoara de pian și suntem foarte fericiți cu profesoara aceasta pe care o avem acum. Și este primul lor recital de anul acesta cu profesoara pe care am avut-o data trecută. Ei făceau recital de două ori pe an, unul de Crăciun și unul de în primăvară. Acum cu asta se face doar în primăvară, ceea ce e ok, nu e mare scofală, dar este primul lui recital și am emoții. Am emoții pentru că, după cum a spus, el nu e tipul de băiat care să stea să se concentreze. Chiar și la pian face scheme și se strâmbă și el e atent, dar îți dă impresia că nu e atent, îți dă impresia că e în lumea lui, dar pentru că se prostește, cum am spus, se strâmbă, face tot felul de fețe și profesoara asta are foarte multă răbdare, e mai în vârstă și are foarte multă răbdare cu el, dar am emoții, nu știu, e primul recital și nu știu cum o să fie în fața oamenilor, acolo pe scenă, e pentru prima oară când face lucrul acesta și o să vedem, sper să fie ok. Ai emoții? Ai emoții? Primul tău recital, Zion. Ce zici? O să fie ok? Da, auzi. Dacă greșești, să nu te emoționezi. Dacă greșești, te uiți în caiet și începi de la început. Bine? It's not a big deal. Ok? Și când te apleci, cum o să te apleci? Cum o să faci închinarea aia? Asta vadă, mama, cum faci? Cum te-a învățat aici? Nu, că chiar așa te-a învățat? Nu, cum te-a învățat? Vai, să nu faci așa, Zion. Ce-i aia? E sabia? Cum apeși pe buton? Hai să vadă mama.
Ok, vreau să știu, ești pregătit? Ok, mâna dreaptă. Mâna dreaptă. Ești sigur pe tine? Dacă greșești, ce faci? Acolo, la pian, mi-a spus teacher-a, dacă greșesc, încep iară de la un loc, cam A, B, C și D. Deci nu încep de la început. Nu, depinde de unde greșești, de fapt, nu? Ia, dacă greșești în început, încep iară. Dar dacă greșești de la... Mai de la mijloc? Ia, atunci încep chiar de unde, numai ce-i început. Și știi cumva câți copii sunt? Nu. Nu știi? Nu știu nici sunt curioasă. I know, e prima oară când mergem aici. Uite, se vede că e foarte. Cum adică, fraza lui nu-i faină sau ce? Ea e lipită, parcă... Păi ca asta. Nu, a mea e așa, a lui... A lui ca și cum ce pusă foaie pe cap și ce o desenată cu linii. O foaie e asta? Ea. Arăți foarte bine, Zain. Arăt la Manu. Și la Manu, așa-i? Și Manu arată bine, am de arătat bine. Zain, ai emoții? Nu te uiți la oameni, te gândești numai la ce trebuie să faci, ok? Ia. Cred că mama ta are mai multe emoții ca tine. Cred că mama ta are mai multe emoții ca tine. Ce emoții? Emoții. Ce emoții? Oh, dacă nu știi ce înseamnă, e bine atunci. Sunt așa de mulți oameni? Încă nu pot să cânt. Cum să nu poți să cânti? Că nu te uiți. Nu te uiți acolo, te uiți numai acolo la cartea ta, ok? Da, mă uit și nu cred că pot să cânt. Cum să nu? Sigur o să poți. Thank you.
Zion Pantea. He will play My Invention. Și recitalul și Zion mama e foarte mândră de Zion. Mama e foarte mândră de Zion pentru că Zion a fost foarte curajos și Joshua la fel. Ați cântat foarte bine amândoi. Zion, ai avut emoții? Da. De ce? De cum am un... Ce s-a luat emoții? Ce s-a luat emoții? Nu știu. Păi ai spus că ai avut. Ai fost așa sigur pe tine, ei la mine. Prima oară când au intrat, zice, eu nu cânt. Păi de ce? Că sunt prea mulți oameni. Sigur că da. Vom încheia vlogul ăsta scurt, sper că a fost scurt. Și ne vedem curând.